Salut! Pentru copii, Crăciunul are o semnificație aparte. Magia sărbătorii este una reală pentru cei mici. Cum am spus în videoul precedent, astăzi vreau să-ți prezint o listă cu filme de animații cu tematica de Crăciun. Klaus, Poștașul și Păpușarul. O interpretare originală a apariției lui Moș Crăciun. Gasper, un tânăr răsfățat și leneș, este feciorul unui afacerist de poștă. După încercările eșuate de a-l iniția în afacere de familie, tatăl lui Gasper îl trimite într-un oraș dincolo de cercul polar, unde Gasper nu are dreptul să revină acasă până nu va expedia 6.000 de scrisori. Nu ar fi o sarcină grea dacă locuitorii acelui oraș ar fi sociabili, dar nu era să fie. Orașul de mult este împărțit în două tabere adverse, care nu comunică între ele și nici restul lumii nu îi prea interesează. În aceste condiții, 6.000 de scrisori este o sarcină imposibilă. Gasper găsește un păpușar și îi propune o colaborare avantajoasă. Această colaborare îmbunătățește atmosfera în oraș. Însă această schimbare nu le convine tuturor oamenilor din oraș. Ura a intrat așa de adânc în unii locuitori încât nu-și mai doresc o viață liniștită. Salvându-l pe Moș Crăciun. Elful Bernard are o fire veselă și sociabilă. Chiar dacă este un simplu îngrijitor de animale, îi place să inventeze. Și ce dacă uneori invențiile sale nu funcționează așa cum ar trebui? Bernard nu se descurajează. O nouă invenție de a sa este un glob special care reînvie amintirile unui Crăciun fericit din trecut. În același timp, Moș Crăciun îi dezvăluie marele secret și anume cum el reușește doar într-o singură noapte să împartă cadourile tuturor copiilor. Este un glob care permite călătoria în timp. Însă nu doar Moș Crăciun are nevoie de globul magic. Familia Buddington își dorește globul călătoriilor în timp pentru scopurile sale. Pentru a obține acest glob, Buddington invadează orașul lui Moș Crăciun și îl ia prizonier. Acum soarta orașului și a Crăciunului este în mâinile micului Bernard, care va fi nevoit să-și etaleze toate abilitățile sale pentru a salva moșul și frumoasa sărbătoare. Marea cursă de Crăciun. Noaptea de Crăciun este foarte obositoare pentru Moș Crăciun și ajutoarele sale. Dar cum altfel, așa mulți copii cu minți așteaptă ca sub braț să apară cadourile meritate. În timp ce moșul an de an are grijă ca totul să meargă ca pe roate, feciorul său cel mare, Steve, visează să-i ocupe locul. Dar mezinul Arthur lucrează liniștit în departamentul poștal și nu este luat în serios de nimeni. Dar iată că în mâinile lui Arthur nimerește o scrisoare de la o fetiță. Din cauza unei erori de sistem, această fetiță va rămâne fără cadou. Cum așa? Un copil care a fost cu minte tot anul să rămână fără cadou de Crăciun? Imposibil. Iată șansa lui Arthur să demonstreze tuturor că este demn de tatăl său. Grinch. În micul orășel Whoville domnește bucuria, dar cum poate fi altfel când se apropie Crăciunul? Unicul locuitor al acestui oraș nu simte feria sărbătorii. Grinch, ciudatul verde și blănos, nu are motiv de bucurie. Trăind izolat pe o stâncă, Grinch nu înțelege, ba chiar urăște toată zarva de Crăciun. Unicul prieten al lui Grinch este fidelul Max. În inima lui Grinch de mult trăiește dorința de a se răzbuna pe locuitorii din Whoville pentru copilăria sa din orfelinat. Și pare că anume Crăciunul îl va ajuta să o facă. Blănosul verde pune la cale un plan malefic și anume să fure sărbătoarea îndrăgită. El inventează diferite unelte care îl vor ajuta să ia toate atributele Crăciunului. Ajutat de Max și Renul pe numele Fred, Grinch pleacă în oraș pentru a-și pune în aplicare planul cumplit. O poveste de Crăciun. Este o istorie despre bătrânul și zgârcitul Scrooge, care în noaptea de Crăciun este vizitat de trei fantome. Fantoma trecutului îl duce în locurile copilăriei și tinereții, timpul și locurile unde inima bătrânului era capabilă să se bucure de viață și el era cu adevărat fericit. Fantoma prezentului îi va arăta cum sărbătoresc Crăciunul apropiații săi.
ultima fantomă, cea a viitorului, este una groaznică. Ea îi arată lui Scrooge grupuri de oameni care discută despre moartea unui om rău pe care nu l-a iubit nimeni. Călătoria în viitor pentru Scrooge se termină la cimitir în fața propriului mormânt. Dar totul a fost doar un vis. Va ajuta oare această călătorie ca înrăitul Scrooge să înțeleagă valorile adevărate a vieții care trece atât de repede? Expresul polar. Ajunul Crăciunului. Adolescentul care aproape că nu mai crede în Moș Crăciun este trezit de zgomotele unui tren care s-a oprit lângă casa sa. Din curiozitate, el se apropie de acest tren ciudat, unde deja era așteptat de conductor. Acesta îi explică că trenul se îndreaptă spre Polul Nord la reședința lui Moș Crăciun și dacă băiatul dorește, poate să urce. Evident că așa ocazii nu pot fi ratate și adolescentul urcă în tren. Aici îl întâlnește și alți copii dornici să-l vadă pe moșul în persoană. Înainte îi așteaptă o călătorie magică, dar nu lipsită de primejdii. Sfidând toate obstacolele, trenul ajunge la Polul Nord. Aici pasagerii sunt anunțați că unul din ei va fi ales pentru înmânarea primului cadou de Crăciun din acest an. Copiii au devenit o parte din povestea în care până nu de mult nici nu credeau. Rudolf, renul cu nasul roșu. Din cauza nasului său neobișnuit de un roșu aprins, micul Rudolf mereu a fost tratat cu dispreț. Aceasta l-a silit să părăsească casa și să se retragă în peșteră. Aici el face cunoștință cu vulpoiul Slaley și ursul Leonardo, cu care rapid găsește limbă comună. Căprioara Zoe, prietena lui Rudolf, fiind îngrijorată de dispariția sa, pornește în căutarea lui. Pe drum, Zoe este răpită de Stormela, regina zăpezii care îl urăște pe Moș Crăciun. Pentru a-l împiedica să ducă cadourile, Stormela pregătește o furtună puternică. Fiind ajutat de zânele aurorii boreale, Rudolf pornește spre Stormela pentru a-și salva prietena. Și chiar dacă regina cea rea este învinsă, furtuna nu mai poate fi oprită și Moș Crăciun are nevoie de viteazul ren și de nasul său roșu. Următoarea listă va fi cu filme romantice de Crăciun, perfecte pentru a fi vizionate în doi. Dacă ți-a plăcut acest video, dă un like, iar eu voi reveni cu alte videouri interesante din lumea filmelor și noutăți despre actorii tăi preferați.